dimineața, bună dimineața, bună dimineața, dragii mei, la mulți ani, mulți frumoși, sănătoși, extraordinari, fabuloși, un an 2016 de excepție, să dea bunul Dumnezeu anul 2016 să vină cu lumină și nu lumina sfântă de cea de Paști, cu lumina cea binecuvântată sfântă, că tot e an electoral și să aveți grijă, să aveți grijă, să aveți grijă, frig de dimineață, ce spuneau, băi, frig de tip... Deci frig, ca să nu așa. De dimineață, minus 7 grade la tău afară, ci că o să fie astăzi tot așa o maximă de până minus 6, minus 7 grade. Minima undeva mai sus un picuț. Ce am citit eu la ziar nu are niciun fel de legătură cu realitatea, ci că o maximă de un grad cu plus. Alo, poate pe mâine, poi mâine încolo. Deci azi nu, azi o lăsăm baltă. Deci azi minima este undeva... Oricum undeva se pare că undeva spre 10, maxima undeva la minus 6, minus 7 grade. Se pare că vom mai așa ceva furguiele astăzi. S-au avut și s-a terminat poate de mâine. Cât arată? Cât? Minus 16 chiar au fost. Ce care ce? Aruncă telefonul la mine în garaj, era minus 7. De când casă. Minus 5... Minus 15 grade v-am cu de dimineață, adică v-am tradus. Ce să mai, asta e viața. De asta eram hăinuța strâmtă de dimineață. Habar n-aveam, de ce, bă, de ce eram? Ce hăină, ce? Minus ce? Deci ăla e la dumneavoastră în apartament, minus 15 sau unde? Mai lăsați dumneavoastră ușa deschisă la... Da, deci auzi, că minus 15 acum de dimineață, făi, nas, să nu crezi, să vezi, să nu crezi. Era o ușoară fulguială, dacă spun fulguială, așa pe aici, pe acolo, rătăcit ceva, că tipul asta, asta chiar am văzut-o. Chiar dacă e luni și chiar dacă e dimineață și chiar dacă e după sărbători. Deci, cum spuneam, decât minus 15, decât minus 7, decât minus, o mai vedea ce o să mai fie, se mai încălzește mai încolo un picuț vremea, vor mai fi și valori negative doar pe timp de noapte, pentru că ziua vom avea și valori cu plus, asta ne spun cei de la meteo, adică mai pe sfârșit de săptămână, sau chiar de joi, așa, miercuri, joi, o să înceapă valorile pozitive, adică ceva cu plus, dar se pare că vom avea și un pic de nisoare, cel puțin de mâine noapte. Până atunci însă, bună dimineața. Bună dimineața, minus 15 grade, da, această mare dimineață loc. Frumos, bine că nu avem și viscol, poate va veni și viscolo, un pic nu de alta, dar autoritățile sunt pregătite. Poate nu, poate nu. Autoritățile poate sunt, nu. Tocmai de asta mi-e frică. Sau poate nu sunt pregătite. Toate de nu, sunt mi-e frică că sunt pregătite. Așa. Mi-e frică știți, că sunt pregătite. Știți povestea cu telefonul dat la o familie din Mercurea Ciuc, nu? Într-o dimineață geroasă de iarnă, nu? Tocmai da. Așa s-a întâmplat și în această dimineață la noi. Da, da. Da, erau minus 16, dar poate la noastră în casă, că în rest erau minus 34. Ceva de genul ăsta. Noi zicem, cum e la voi 34? Nu, gen minus 16. Dar cum să fie minus 16 în casă? Asta, că afară ori fi. Păi, la fel și la noi, la mine, povestea cu garajul. Da. Cum a fost sfârșitul de an, fabul? Cred că am avut aceeași... Păi, dacă da? Măcar pălăria. Cred că ca majoritatea sau mai puțin cei 10.000 care au fost în stradă, dacă 10.000, așa am înțeles de la gazete, că 10.000 au fost în stradă în noaptea de Revelion. Evident că și vreo 1.000 la Rădăuți, am înțeles tot de la gazete. 10.000 au fost la Rădăuți? Așa, nu, 1.000 la Rădăuți. Găsuiți probabil undeva pe lângă un patinoar, știți, în centru, i-a pus un patinoar acolo. Așa, erau de fric ceva, făceam. Ceva de genul ăsta. Deci cu excepția celor 10.000 din Suceava, 1.000 din Rădăuți care au ieșit în stradă și au petrecut trecerea dintre ani alături de spectacolele oferite cu generozitate de administrațiile locale. Am prins și eu, așa, ca și dumneavoastră am înțeles. Un last minute am prins. Last minute, frumos, da. Acasă. Da, am prins. Cu mare ce greutate am prins. Un last minute, auzi, de n-ai văzut. Și ce împreună cu o familie prietenă am reușit și noi să ciocnim la 12 noaptea un pahar cu șampanie. Ai văzut că Suceava a văzut de la goală, Suceava era goală, România era în general goală, pentru că mai toată lumea era plecat în Caraibe, în Tenerife, în Sri Lanka, în zonele călduroase, mai toți noi am prins un last minute acasă, că restul erau plecați toți. Revelion capă vremuri, știi? Capă vremuri, mai mult acasă decât în altă parte. Cu toate astea bănuiesc că și pensiunile au fost pline, nu știu de ce am senzația asta, că mai peste tot a fost plinut și îndată o să vină statisticile să ne spună câți ne-au călcat pragul, cât de bine s-au simțit, că a fost extraordinar, fabulos chiar pe aici pe acolo. Și bănuiesc că o fi fost. Bineînțeles, nu? Sărbătorile de iarnă în Bucovina atrag. Măcar așa, ca și slogan. Dacă nu știu dacă și a doua oară, dar dacă prima n-atrage dată... Șoriciu, Carnațu, Caltaboșu sau Chișca. Păi dacă n-atrage, cum se cheamă aia, frate? Da, Toba! Chiar doriți în această dimineață să discutăm? Sarmalele, poalele în brâu, cine să atragă?
Așa. Dai seama, vin oameni din zone în care astea sunt minunății de dreptul și când scapă aici, scapă și merg după aia încolo cu indigestie și ajungi la gazetă. Că avem astăzi un drept la replică, adică discutând pe marginea unei știri de care a ajuns și națională la un moment dat, pentru că erau 60 de români, parcă în primă fază, nu intoxicați, la o pensiune, nu știu de unde, a nu știu cui, a nu știu ce a făcut, a, băi frate, deci era o întreagă poveste. După aia, decât au fost numai doi care au fost intoxicați, de fapt și ăia de la, probabil, de la Chișcă, de la relația asta, sau cum să-i spun eu, de la melanjul ăsta între Chișcă și Țuică, bănuiesc eu, că acolo undeva s-au ajuns. Am văzut chiar un drept la replică dat de cei de la... Pagina 4, monitorul. Pagina 4 din monitorul și spun așa la un moment dat. Specificăm, era vorba de cele două persoane, faptul că niciun an de cele două persoane nu au fost internate niciun minut la secția de boli infecțioase și nici nu s-au recoltat analize, aspecte ce rugăm să fie verificate de publicație la medicul șef al spitalului din Rădăuți. Cu privire la afirmația făcută de unele publicații că reprezentanții ai spitalului ar fi susținut că în urmă cu două săptămâni au mai fost 20 de persoane intoxicate, tot la aceeași pensiune, acestea sunt nefondate și neverificate și solicităm public conducerii spitalului să dezmintă acest neadevărul care afectează, bineînțeles, în mod grav. Cert este că ăsta a opus-o, ca să zic așa, că și-a ajuns că a făcut mâncare cu apă, cu apă din toaletă sau apă din aia. Dintr-un pârâu ceva care mergea pe lângă și nu știu ce, că nu o găsit în altă parte. Deci cam așa, cam așa ceva s-a întâmplat. Un adult cu de 22 de ani s-a mers la Rădăuți acuzând durere abdominale, însă în urma consultului nu s-au stabilit probleme deosebite și nici indicații de internare. Familia n-a achitat sejurul, ceva a fost a triaj, ținut sub observație, dar nu. Deci cam pe acolo, pe undeva. Dar au fost evenimente, mai câte un incendiu, mai câte un accident, mai câte o de-astea, adică au fost. Cu mult mai puțin, în schimb, decât în anii trecuți. Decât în anterior, da. Da, chiar am urmărit tot ce au comunicat instituțiile care se ocupă cu verificări, controle și așa mai departe și chiar aceasta era observația tuturor la început de an. Evenimente care de regulă se întâmplă în timpul sărbătorilor de iarnă au fost cu mult mai puține față de anii trecuți, nu numai de anul trecut. Cu toate că am înțeles că a fost ceva mai cald în acest an decât anul trecut, când a fost mai frig. Da. Știți, când este frig afară, oamenii încearcă să-și pună sângele în mișcare și atunci când sângele se mișcă foarte, foarte, foarte repede, încep să adică apară și tot felul de... De la gimnastică, că să nu mă închipuiți că de la țuică ori de la vinfier ceva. Nu, de la cât, sângele ca să... Despre problemele de la Sucevița. Problemele sunt... extrem de mari, nu prin prisma situației particulare care s-a întâmplat. Asta este. Cineva acolo a profitat de niște lucruri de acolo. În fine, autoritățile statului sunt cele puse în situația de a lămuri toate aspectele de acolo, pentru că și consumatorii au drepturi și asta trebuie să înțeleagă și proprietarii de pensiuni. Pe de o parte, pe de altă parte, și pensiunile, da, sau proprietarii de pensiuni au drepturi în relația cu autoritățile, cu atribuții de control, de verificare și control în această situație. Dar citind dreptul la replică, publicat de Monitorul de Suceava, cum spuneam astăzi, se sesizez o problemă cu mult mai mare decât acest conflict. Să nu uităm un lucru, în Sucevița nu există rețea de apă și canalizare. Asta ne spune omul ăsta acolo. Chiar de la început au fost obligați să-și sape singuri puțuri pentru a avea la pensiuni apă curentă, nu potabilă. Ei chiar fac precizarea că la fiecare cameră apare anunțul că apa de la robinet nu este potabilă. În rest, Dumnezeu cu mila, spun eu, gândiți-vă că fiecare pensiune de acolo ar trebui să aibă un sistem de evacuare a apelor uzate, a deșeurilor de acolo. Mie mi-e greu să cred că la numărul de pensiuni de acolo lucrurile din acest punct de vedere n-ar avea nevoie, să spunem, de această dată chiar de sprijinul administrațiilor locale care au avut la dispoziție atâtea proiecte de finanțare pentru a face și la Sucevița, să spunem, să-i ajute pe acei oameni care poate au investit o grămadă de bani în tot felul de pensiuni, dar au ajuns în situația neplăcută de a nu avea o rețea de apă și canalizare acolo. Sucevița, bănuiesc, are și primar și nu știu de ce am eu senzația că această localitate este chiar păstorită, bănuiesc, de un
de un ales al neamului, nu? Are și parlamentar, bă, nu știu ce colegi o fi Suceavița, habar n-am, deci dacă stau așa să mă întreb decât pe mine, nu știu ce colegi o fi, dar oricare Iani? Ar fi, nu-i Iane? Ba da. E Iane oare de la Suceavița? Ia, trebuie să fie. Da, da, și da, cum da, Iane Silicon a reușit să facă povestea asta, doamne? El care aducea, el care deja, cum de, deci aducea, pe final de mandat, trebuie să recunoașteți că promisiunea pe care a făcut-o Iane, că știți care a fost marea lui promisiune, nu? Pentru zona asta. Fabrica de bere de la Solca. Marea lui promisiune a fost reabilitează, reface fabrica de bere de la Solca, aia care e una cu pământul, așa, a rămas una cu pământul. Deci a făcut promisiunea. Bă, deci nu s-a făcut nimic, nu fac nicio nimic. A făcut o promisiune. Nu mă da, a zis că are să curgă din nou bere, care să fie bere de Solca, care să fie recunoscută, care să fie investiții făcute, că toate alea și Iani Silicon nimic, hă? Nimic. Oh, e bine. Bă, dar e bine. Totuși, până la urmă, e bine. Autoritățile, vă dat impresia, vă dat, stimate colegi, autoritățile, cum că le pasă de ce se întâmplă în județul Suceava? Veți rămâne uimit în săptămânile următoare, în lunile următoare, când veți vedea, știu eu, rapoartele de activitate sau, știu eu, prezentările acțiunilor pe care le-au avut dumnealor în ultima perioadă. Veți rămâne uimit, spuneam, de cât de multe au făcut pentru noi. Eu nu mi-am revenit încă cu uimirea de anul trecut, din 2015, dacă mă mai uimesc la atât și în 2016. Eu am avut o bănuială că de acolo rămân... nu se trage la amândoi. Deci am să zic, bă frate, deci așa... nu mai termin cu uimirea, că asta e, adică o uimire de aia, n-ați mai apă, face emisiune de uimit și de căscat și de cărcărat ce am să fiu, știi? Da, bun, mai mult ca sigur, subiectul apă și canalizare în comunele județului Suceava va fi o nouă temă de campanie electorală. Câta campanie cu această temă. Nici nu apă, mai contează canal, acum. Asfalt, apă, canal, asfalt și, și la Suceava și... câinii bagabonți. Că la căldură am rezolvat-o, frate. Deci o să vedeți acum, avem o știre. Am rezolvat căldura, avem cea mai mocăneală, cea mai tare și cea mai nu știu frig aici, dar cea mai bună căldură. Unde-i frig? Aici nu-i frig? Mi se pare mie. Am nicu frigul de acasă eu? Mai ce sistemul centralizat de termoficare, da? Cât să fie? De cât caloriferele sunt calde? Nu întreb. N-am deschis ușa la garaj? Sau n-am închis-o? Da, noi cam așa o senzație, nu știu de ce, dar mă strânge ceva puloverul ăsta în spate, frate. Deci mă gândesc să vin în căbășuță. Din nefericire... Nu trebuie să schide ușa un pic să mai... Când vorbim despre situația de la Suceavița, despre nemulțumirile unor consumatori care ar trebui să îngrijoreze, în primul rând, spuneam, autoritățile. Bun, este clar o problemă și cu cei de acolo, care au asigurat cazarea acestor oameni. Dar, în mod clar, autoritățile au o problemă importantă în acest punct de vedere. Gândiți-vă că ei promovează o zonă, Bucovina, ca zonă turistică, iar în multe situații cei care se ocupă de cazarea acestor oameni trebuie să acopere absolut toate nevoile pe care le are zona. Dar să nu uităm că nu, transportul în județ este cum este, transportul de la un punct turistic la altul infrastructura este cum este și așa mai departe. De multe ori hotelierii sunt puși în situația în care să găsească să improvizeze în aceste zile tot felul de situații pentru a-și putea menține mai mult de două zile turiști în hotel. Pe de o parte, pe de altă parte, mi se pare îngrozitor ca o localitate ca Suceavița, care este în mod evident o localitate turistică, să nu beneficieze de minimum confort într-o localitate, apă și canalizare. Gândiți-vă la ce cheltuieli sunt puși oamenii aia care au hoteluri, au pensiuni, da, și care trebuie să-și asigure singuri apa și serviciu canalizare, de epurare a apei uzate și așa mai departe. Da, de ce? De ce? Pentru că probabil administrația de acolo trebuie să mai pună vreo două pavele pe undeva sau mai știu eu ce trebuie cred, să facă. Nu cred, astea nu... Vreo două pavele, mult mai multe pavele. Sau pavele mult la Suceava. Mult mai mult să facă pavelele la Suceava, că mai luam monopolul. Mai ajung și pentru alte comuni, nu cred că mai ajung. Deci aici sau, e sau ce să mai... În fin. Ideea este că am văzut autoritățile la un moment dat burzuluite, adică când a fost până am început povestea asta cu pensiunea, autoritățile ceva supărate, băi, am mers, control, am găsit, am confiscat carne și așa mai departe. Omul s-a pregătit cu produsele tradiționale, acum hai să fim serioși, mai toate pensiunile în perioada asta hai au zis... Porcul.
facem, sacrificăm porcul, șoric și așa mai departe. Bă, de care porc era vorba? Din gospodăria populației, hai să fim serioși. Bă, porcul ăla n-a venit cu chitanța în bot și cu nu știu ce, știi? Să nu ne ascundem după deget. Și zice, băi, deci am venit la protecția consumatorilor, parcă dacă nu mă știu, nu știu, ceea ce, genul, băi, am confiscat carne, nu știu de care, băi, dar era chișcă, era cârnaț, era normal, deci omul făcuse, pregătise ca asta să vinde foarte bine acum. Hai să fim serioși, ce să mai ne ascunde după deget, știi? Dar n-am văzut pe nimeni dintre autoritățile de, sau instituțiile de autoritățile de care fi mâncat din chișcă, ai auzit vreo unul la spital ca pentru chestia asta? Nu, 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 nu mănâncă. Erau pregătiți cu stomacul, ei nu mănâncă, înainte. Ei mănâncă din altă parte. A, da. Așa, și nu verificată, totul cu ștampiluță, așa, cu ștampiluța, așa, zona da, cu ștampiluță. Da, că de aia e autoritate. Așa, da, nu, da, cum s-ar putea confunda, așa să mă exprim așa. N-am văzut, în schimb, absolut nicio acțiune a instituțiilor cu atribuții de control care să se îndrepte și împotriva autorităților, pentru că la un moment dat da, pot fi sancționate inclusiv primăriile care nu-și fac treaba, consiliile județene care nu-și fac treaba, pentru că și aici trebuie identificați, dacă doriți, vinovați. Dar omul ăla, vă dați seama, a plătit deja la modul că a avut distruse sărbătorile, în sensul că nu numai că nu a câștigat nimic de sărbătoare, a și dat, da? Și cu imaginea terfelită și așa mai departe. Nu știu care e partea de adevăr și de fiecare dată evit să spun cine are dreptate și cum are dreptate. Dar acestea sunt efectele vizibile în această perioadă. Deci, dincolo de nu știu ce amenzi au mai dat și așa mai departe, a pierdut pentru că de sărbători nu și-a putut pentru face că vândut, de sărbători, sigur. Dar n-a câștigat nimic de acolo. Dar și ceilalți care până atunci ar fi trebuit să-și facă treaba și să ajute într-un fel sau altul acești oameni să își desfășoare activitatea normal. Dar vreau să văd și eu acolo amenzi în momentul în care, nu știu, cineva autorizează, spre exemplu, funcționarea unei pensiuni, nu verifică dacă există apă curentă și așa mai departe. Povestea asta că avem apă plată la bar mi se pare ușor... Omul a încercat forțată. Să se scoată, el a încercat să se scoată, da? Să spună, bă, deci era apă plată și așa mai departe, știi? Ok, în regulă, până la un punct. Pentru că ar fi fost în regulă să spunem că avea fiecare cameră câte un bax de apă și el care îl refăcea stocul fiecare zi, motivat de calitate și așa mai departe, știi? Tot ce discutăm dar autoritatea, într-adevăr, pentru că nicăieri, da. Autoritățile nu plătesc. Autoriza, nu autorizezi o asemenea pensiune dacă nu are apă potabilă, nu? Vorbim în zona asfaltă. Mai ales că vorbim de o unitate de alimentație publică până la urmă. Corect. Că acolo vine lumea, nu vine la spălat pe dinți, la dormit, la, nu, da. La clătit gura după anumite chestii, la după mâncare în sensul ăsta, adică să nu vă, da? După mâncare, mâncarea, apa, nu, pe care folosește acolo e. Deci adică, nu, aș fi vrut să văd acolo îți dai seama. Deci primăria a dat autorizație. E cineva vinovat? Nu. A plătit asta cu afacerea. A plătit la cu afacerea. Poate nu știu, pe bună dreptate sau nu, habar n-am, nu sunt eu, vorba aia, nu dăm sentințe. Dar a plătit el cu afacerea, da? Primăria a dat cu subsemnatul, nu. Pe primar, nu l-am, a ieșit primarul să spună de la, băi, nu, să vezi că e, să vezi că da, să vezi că alea, să vezi, n-a ieșit. Nu. Apoi, deci, și a fost o isterie națională cu trebuie să mai recunoaștem un lucru, nu doar în Bucovina. În România, poate în general, se observă o lipsă a școlilor care să ne pregătească personal care lucrează cu clientul. Da? Să spunem, personal pentru pensiuni, gen cameriste, cameriști, bucătar, ospătar și așa mai departe. Este recunoscut în țară, nu doar în Bucovina, lipsa școlilor care să profesionalizeze persoanele care au de-a face cu publicul. Pentru că astfel de situații, de regulă, sunt și amplificate de o reacție a personalului ușor exagerată sau nepotrivită, să spunem. Poate mulți dintre noi ne-am regăsit în situația turiștilor de acolo, care plătind sume mai mici sau mai mari, contează mai puțin. Corect. Pentru niște servicii, ne trezim că nu, serviciile pe care le primim nu sunt la nivelul așteptărilor noastre. Nu știu dacă s-a întâmplat la fel sau nu acolo. Un exemplu general. Și atunci un personal care nu are experiența necesară, nu are școala necesară a planării unor astfel de situații, se poate ajunge la amplificarea nemulțumirilor care duc și la astfel de situații. Este dreptul consumatorilor să facă reclamații. Sigur, sigur că da. Sigur, este să fie dreptul nemulțumit, să facă scandal, consumatorului sigur că da. Să meargă să-și facă consultul medical necesar, mai ales că ne dăm seama că a fost totuși o problemă medicală. Nu a stat internat. Da, el a avut o indigestie acolo.
Dar a fost o situație. Care putea, sau spune, nu știu... Care putea să vină de oriunde, nu neapărat de la mâncare. Asta, și asta e adevărat. Și, deci apă, eu încerc să nu mă refer strict la cazul particular de la Sucevița. Poate autoritățile, dincolo de infrastructura necesară, pe care trebuie să o asigure celor care, la urma urmelor, plătesc taxe și impozite la localitate acolo. Da? Pensiunea aia plătește mulți bani anual taxe locale. Da? Pentru clădiri și așa mai departe. Susține bugetul dincolo, local. Deci, dincolo de ajutorul pe care ar trebui să-l primească de la administrație prin asigurarea infrastructurii necesare, vorbeam aici de apă și canalizare, vorbim și de cealaltă problemă, dacă doriți, eu am încercat să o extind la nivel național cu privire la specializarea pentru unele meserii care au căutare în această zonă. Nu a văzut pe nimeni interesat din administrația locală sau județeană să asigure niște cursuri, nici măcar la nivelul Breslei. Dar aici e mai greu la nivelul Breslei, pentru că oamenii sunt interesați să investească, să-și asigure lor condițiile necesare. Corect. De acolo, dar Corect. Nu să facă treaba statului. Da, inițiative care, să spunem, să înființăm o școală puternică de ospătari, de nu știu ce, de... În general nu mai există școli care pregătesc oameni în zona serviciilor, în zona serviciilor oricare ar fi ele. Și am auzit nemulțumiri din acest punct de vedere, hotelieri care au probleme grave din acest punct de vedere, fiind dispus să plătească, pentru că personalul calificat, cel care îți face treaba bună, este și plătit bine la un moment. Asta e situația. Ne spuneau că cei bine pregătiți, în special care au trecut prin vechile școli profesionale, au plecat în străinătate, ce au rămas în țară, nu au calificarea necesară, nu sunt disponibilitatea. Puțin. Cei care au rămas în țară sunt puțini, sunt ei, sunt bine plătiți, iar, și, sau mă rog, sunt păstrați, da, pe aici, pe acolo, știu unde sunt. Unde... Iar în Sucevița știu că la un moment dat toți cei care aveau pensiuni, hoteluri și așa mai departe, aveau probleme importante din acest punct de vedere cu privire la personal. Personal care era adus din localitate, din comună, care îndeplinea mai mult sau mai puțin condițiile de școlarizare necesare. Și apar situații de acest gen. Degeaba mai ales și pentru că personalul de regulă ăla foarte bine calificat își dorește să fie și foarte bine remunerat. Corect. Și de atunci apelează la povestea asta și spune, bă, iau de la mine, chiar dacă nu-i pregătit, are timp să pregătească el la locul de muncă, are să învețe, îl plătesc mai puțin, că e vorba, toate merg să se învârt până la urmă în jurul profitului. Dar mai e încă o chestie. Eu stau și mă mir așa, deci mă mir la povestea asta cu apă și canal în și canalizare în Sucevița, că de ea vorbim, Sucevița, nu vorbim, în general în județul Suceava, pentru că țin minte anul de grație 2004, cred, când a fost sau mă rog, când a fost acel referendum care a transformat pe era în administrația Mârza, și asta a fost până în 2008, deci eu am perioada 2004, 6, 2008, 2006, 2007, undeva acolo, cred, nu? Când am avut un referendum și am transformat comunele și în orașe și așa mai departe, pe principiul că, în proporție de peste 70% la vremea respectivă, județul Suceava se lăfăia în canalizări curente și în apă curentă. Da, vedeți, Milișăuțu, exemplu Milișăuțu și Vicovu de Sus, orașe, exemple din zona orașe. Rădăuți, pe care le știu foarte bine. Dar am înțeles, cel puțin Vicovu de Sus intră în programul județean acum. Da, intră acum, dar trebuia să fie rezolvată, nu? Teoretic, nu? Adică nu teoretic, chiar și practic, potrivit documentelor. Nu știu, chiar și mă și întreb, adică, nu? Trebuie să atragem totuși atenția asupra acestui subiect, dincolo de aspecte care țin de modul în care au înțeles unii sau alții să folosească mijloacele legale pe care le aveau la dispoziție atunci, că presupun că au găsit niște portițe atunci. Nu putem vorbi de turism, de zonă turistică, fără o infrastructură care să asigure baza necesară funcționării acestui serviciu de turism. Da, nu putem vorbi de spații de cazare, putem vorbi de o relație corectă cu acești consumatori care vin și plătesc niște bani, care indirect bani ajung și în bugetele locale, județene și așa mai departe, fără să le putem oferi minimum de confort necesar. Mai mult decât atât. Gândiți-vă cu excepția localităților urbane, da, care
asigură spații de cazare. În rest, unde mai avem? Da, exact problema discutată. Nu atât localitățile care s-au transformat în oraș, localitățile rurale, nu? Care au tot felul de inițiative din acestea locale, pentru că investițiile au fost de regulă locale, nu? Au venit omul și gata, eventual un ban în străinătate, a venit și a făcut o pensiune în comuna natală. Dar, cu excepția, spuneam, a orașelor, nu avem apă și canalizare sau avem numai niște încercări de dar eu chiar mă și întreb, spre exemplu, vorbind de alimentație publică, unitățile statului, cele care au până la urmă au girat, au dat avize și așa mai departe de funcționare, pentru că au dat avize de funcționare. Mă întreb la știind, pentru că nu trebuie să fii foarte, nu știu, foarte mare specialist ca să realizezi că Sucevița, fiind sau zonele submontane, dacă e să vorbim, pământul este foarte, foarte aerat, dacă vrei, da, pentru că este vorba de balastru, de pietriș, de piatră, de rocă și așa mai departe. Deci problema cu Buda, să spunem, nu cu acea fosă septică și cu apa și cu puțul și pe lângă e un pic discutabil, discutabil în alte zone, dar acolo, știi? Adică aș fi vrut să vadă să fie autoritatea statului și să spună, băi, dă-te cu, deci Buda să fie în unuși de care și așa mai departe și eu te verific la fiecare pas ca să poată să fie în acea stație de, acea, nu stație de apărare, acea fosă septică să fie, da, să fie conform standardelor și normelor ca să nu se întâmple nimic și eu atunci îți dau un aviz și confirm că există o, nu știu, de cumpărată, făcută pe de o parte, pe de cealaltă parte puțul forat. Și apa, pe care așa, la ieșire ai tot felul de, nu știu, de filtre, aparatură, de filtre, de chestii așa mai departe, pe care eu te oblig să le cumperi, pentru că altfel nu-ți dau autorizație de funcționare. Păi așa ceva nu a existat. Păi ăsta l-ați închis, ok, în regulă, el e vinovat, în regulă. Dar autoritățile statului, cele care au girat legal, nu moral, legal, ca ele să funcționeze, de ce nu dau cu subsemnatul? Ca asta e marea bombare chestie, nu? Pentru că la noi, întotdeauna, autoritatea statului niciodată nu e vinovată. Statul niciodată nu e vinovat, știi? Dacă merge... avem un exemplu acum. A? Da, la București nu. Avem un exemplu de primar care, de cu subsemnatul, și are averea pusă sub sechestru. A, bună, ăla care a... Nu, nu, care a tot autorizat, nu, nu, a autorizat funcționarea clubului colectiv. A. Da, avem, da, un prim, da, este, da, un prim, da, exemplu la, da, la nivel național, da, de asta, da, pietone, care pentru asta dă cu subsemnatul la această dată. Da? Este primul exemplu, dacă doriți. Trebuia să se întâmple acolo o tragedie ca când să... Când un funcționar, că la urma urmei, în calitate de funcționar sau de atribuțiile de funcționar, chiar dacă el este ales, este tras la răspundere, cel puțin, este pus să dea explicație la această dată pentru emiterea unui act administrativ. Pentru îndeplinirea sau nu, cu bună credință acolo, că de fapt aici discutăm dacă există o... Dacă a fost ajutat acolo la chestia asta sau nu, adică... În această situație. Nu cred că este cazul la Sucevița de așa ceva, dar poate o responsabilizare a celor care, într-un fel sau altul, semnează, mai ales când vorbim de un impact major, cum este cel al serviciilor. Nu? Corect, vrem, corect, nu vrem, intrăm în contact cu clienți care plătesc pentru niște, pentru niște servicii și este normal să aibă pretenții. Este cel mai simplu și poate, din acest punct de vedere, citind comunicatul, pentru un consumator ai așa o senzație că nu e, cei de acolo nu sunt extrem de prietenoși cu, poate un pic mai mare atenție și la comunicare din partea celor care au astfel de relații cu clienții ar fi necesară. Da, să nu uităm, clientul nostru, stăpânul nostru, de aici trăim toți la urma urmei, nu? Și de aici a trebuit să plece, practic, toată povestea și, asta înainte. În momentul ăla nu ne mai putem ascunde în spatele unde inscripții pe ușă că apa nu este potabilă în românește și engleză, ca să citez din, da, comunicat. Da, da. În momentul în care încasez niște bani de la niște oameni pentru a asigura niște servicii, mă asigur că acele servicii sunt îndeplinite așa cum trebuie. Că este clar că oamenii au ajuns la un grad de enervare suficient de mare încât să... pună în aplicare toate mijloacele pe care le aveau la dispoziție, la urma urmei, pentru a atrage atenția asupra unor probleme pe care ei le considerau sau pentru ei au fost foarte mari. Că era corect și vacanța lor la mijloc. Corect, corect. E foarte, foarte adevărat. Da, e discuție undeva pe la mijloc și eu aș vrea ca autoritatea statului, nu doar să vină ceva de genul cum a făcut protecția consumatorului, să vină să spună, am verificat, am găsit nu știu ce și am închis, nu tăticu. De povestea anumită preventivă ați auzit? Un an de zile, autoritatea statului ar fi avut timp
între Paște și Crăciun, spre exemplu, să meargă la băieții ăștia și să le povestească, să verifice și să spună, bă... Că nu e asta e problema. Dacă o să vorbiți cu mai mulți hotelieri sau cu mai multe persoane implicate în sistem, veți vedea că nu lipsa controlelor de acest gen este o problemă. Oamenii vin de fiecare dată când cred că vorbim despre ce subiect abordați. Dacă intri, dacă vin control doar pentru a da o sancțiune că dă bine acolo la sfârșit de lună. Nu, am spus lună. Preventiv înseamnă nu sancțiune. Așa. Preventiv ar trebui să fie ceva de genul, băi, fă-ți că dacă nu te închid. Așa, adică eu așa aș vrea. Când ajunge acolo, trebuie să aibă o temă pozitivă, așa cum spuneți dumneavoastră, da? Care să pregătească, să ajute pe toată lumea. Da? În final, doamne, ți-am identificat niște posibile probleme, rezolvă-le, repară-le, vezi cum faci astfel încât data viitoare când vin să nu primești o amendă sau o sancțiune sau mai știu eu ce se poate întâmpla. Da, zona aceasta de prevenție despre care vorbați, așa trebuie să nu numai, la toate instituțiile de control, cred că ar trebui un pic umblat la aceste aspecte. De a aborda problema, că dacă vin numai de dragul de a da o amendă, de a bifa la sfârșitul lunii o activitate importantă pentru tine care să -ți genereze eventual și venituri mai mari la personale, este una. Dar nu rezolv nimic altceva decât că îi timorezi pe ceilalți sau mai mult decât atât vor evita de fiecare dată să rezolve problemele reale pe care le-ar putea avea. Asta spuneam, da, adică eu aș vrea mai mult de autoritatea să implice povestea asta în general în tot ceea ce însemnăm noi și să găsească subiectele, nu neapărat, adică știi, mergem, fugim unde? La congelator, fugim la... Ok, și alea sunt foarte importante. Dar hai să plecăm de la bază, de la structură, să spunem, nu? Da. Că până la urmă aia influențează foarte mult. Pentru cei care știu, pentru cunoscători și pentru necunoscători. Numai că acolo, în instituțiile statului, trebuie să fie niște oameni care să fie cunoscători și care să vină să dea soluții și să arunce pe masa, spre exemplu, nu știu. Apropo de apă și canal, în zona Suceavița sau în zonele turistice, ar trebui ca autoritatea statului să vină... Spuneam, în afară de orașe, nu cred că în celelalte localități ar trebui să vină autoritatea statului să facă o situație și să pună pe mâna, pe masa președintelui Consiliului Județean, spre exemplu, sau pe cel care dezvoltă județul, pe masa primarilor, pe masa lor, a demnitarilor, a parlamentarilor, să spună, bă, așa stăm, e foarte prost. E foarte prost cum stăm. Hai să găsim o soluție, pentru că s-ar putea să avem probleme. Ceea ce gândim noi, proiectul ăsta care poate să... Că până la urmă, povestea este una simplă. La noi, pe noi, Suceava poate fi scoasă din tăcerea asta, să spunem așa, din liniștea asta economică, economico-financiară, poate fi scoasă doar de către turism, doar decât turismul. Turismul e activitatea care revigorează într-un fel și care ține toată povestea asta numită județul Suceava. Păi dacă nici pe ăsta, pentru că ne aduce, nu-l sprijin, păi ce faci, frate? Da. Nu? Drumuri nu faci, apă, canal, nu nimic, păi ce faci? Mă gândeam acum o localitate apropiată de Suceavița, Burla, care are apă și canalizare, care are drumuri bune și așa mai departe, turism și mare. Și care are viață economică, din păcate. Nu, care 4 sau 5 chioșcuri. Chioșcuri, nu magazine. Magazine, chioșcuri. Da? Așa, și în rest, în schimb, vorbim de o administrație care s-a mișcat acolo și a reușit să profite de absolut toate oportunitățile pe care le-a oferit legislația în această perioadă și, repet, are apă și canalizare, drumuri asfaltate și așa mai departe și o localitate cum e Suceavița, turistică, evident, dar care putea să profite la un moment dat de toate situațiile oferite de legislație și de legislația europeană. Principala știre, dacă nu mă înșel, de sfârșit de an despre Suceavița era cum un stâlp în mijlocul drumului. Da, inclusiv asta. Și o realitate. Da, păi, da, și vedem, adică, asta e. Și iarăși o chestie aveam, cred că dacă o să căutăm pe YouTube or not to be, probabil că o să găsim imaginea cu stâlpul din mijlocul drumului, cred că am dat-o și noi, dacă nu mă înșel, la un moment dat. Da. Un stâlp în mijlocul unui drum asfaltat, deci ca să ne fie foarte clar, adică să fie înțeles, un stâlp în mijlocul unui drum asfaltat. Întrebarea este, bă, cum a rămas, bă, stâlpul ăla într-un mijlocul unui drum asfaltat? Deci așa ceva e bestial. Am mai văzut, era o poveste cu mijlocul unei autostrăzi, era un stâlp, undeva pe la Dolj. Și aici noi, ca să nu ne dăm, să nu ne facem de rușine, am făcut chestia asta. Deci autoritatea, că la acolo mă raportez eu, autoritatea ca autoritatea statului are obligația.
Asta este rolul autorității. Rolul autorității nu este să meargă să colecteze numai bani, să vină și să facă... Nu, rolul autorității este și ăla preventiv sau și ăla, dacă vrei, de dezvoltare, cu viziuni de dezvoltare. Să spună, da, bă, deci trebuie să facem, trebuie să dregem, pentru că, nu știu, turismul ne aduce bani. În mod evident, când ai mers în control în Sucevița, ai sesizat această problemă probabil la toate unitățile de cazare. Și atunci faci o notă. Da, și atunci tu mergi la primărie și spui, bădiță, ai o problemă aici. Nu ajungi la Consiliul Județean și spui, atenție mare, acolo este o problemă. Nu mergi bădița la prefectură la primărie și spui, ar trebui să meargă la Consiliul Județean, să spun, domnule, am, da, o problemă, azi, mâine, poi, mâine și mai departe, spui, la prefectură, la, nu? Adică... Vorbim despre județ, vorbim despre activitatea economică a județului. Merge la Iane și îi spune și lui Iane, bă, deci avem o problemă, Iane, nu? Vine la Iane, singur, nu, vine el. El dar vine alegerile îndată și vine, cum nu vine. Nu. Uite, ca să vedeți că merge treaba bine și am început anul decât cu stângul dreptul, pe mâini, pe picioare. Eu recrutat astăzi la 45, adică acel prag, cum era ăla? Psihologic. Psihologic, psihiatric, ăla a trecut de mult, de 4,5, 4,52, 45, dolar american la 4,14,77, ambele peste 4 și chiar peste 4,5, spuneam, ăsta este? Ăsta era Sucevița? Nu, ăsta e autostrada, nu? Nu, ăsta e autostrada, la un moment dat, că țin minte că era în mijlocul străzii, dar avem și imaginea Sucevița și cu, există cu siguranță cu imaginea cu stâlpul din mijlocul drumului. Deci cam așa stăm, din păcate, din păcate aș spune eu. Se mai sunt tot felul de chestii, se întâmplă acum, băi, vine din începutul de an, cu salariile nu se mai măresc, de acum se măresc din mai ca să vadă guvernul tehnocrat decât condus de Cioloș ce se va întâmpla. Dar... valoarea punctului de pensie se majorează la 1 ianuarie cu 5%. Cel puțin asta spune ordonanța de urgență 57/2015, care că valoarea punctului de pensie va crește cu 5% de la 1 ianuarie la 871,7 lei. Pensiile militare de stat se majorează cu 5%. Potrivit statisticilor, pensia medie de asigurări sociale de stat era 886 de lei, pentru agricultori, ia să auzim cât, 362 de lei. Și asta, apropo de acei 300, ăsta e de la Sucevița, oare? Dacă ne uităm. Da. Ăsta e, uite aici. Da, ăsta e. Că... la Voivodeasa. La Voivodeasa, ai. Ăla e. Deci ăsta-i. Cum, întreb, stau și mă întreb. Deci până vă discutam de edil și de cât de tare le pasă. Bă, de ce un stâlp în mijlocul drumului? E drum asfaltat, frate. Acum știți că relația administrațiilor locale cu cei de la EON este una extrem de dificilă, mai ales când discutăm de poziționarea stâlpilor și așa mai departe. Știți că există o legislație specială care, cum să spun, avantajează grosolan, ca să nu folosesc alt termen, prietenii noștri de la EON, de la cei care asigură transportul, energie electrice și așa mai departe. Eu cunosc acest drum. Vedeți, în dreapta este un pârâu care a produs inundații an de rândul. Practic, drumul era un pic mai în dreapta. Mai spre pârâu. Mai spre pârâu. Pârâul a venit, a rupt acolo malul și i-a obligat să mute drumul practic mai spre stânga. Mai spre stânga. Șoseaua sau trotuarul era undeva unde e linia de demarcare acolo. Și a fost mult mai simplu să obțină bani pentru reamenajarea drumului, da? În partea asta, decât să poată muta stâlpul. Mutarea unui stâlp în România presupune, nu știu, probabil mai degrabă reușești să faci o bază militară NATO în România decât să muți un stâlp de energie electrică. Și sunt, oamenii au probleme mari din punctul ăsta de vedere, nu numai... Stimate coleg, acolo se poate întâmpla o tragedie. Da. Pentru că acolo sunt oameni care nu știu, merg noaptea, ceață, vânt și așa mai departe și se prățăpește în stâlp. Întrebarea mea este simplă. Eu, de când fac presă, n-am auzit ca primarul de Sucevița să spună ceva de stâlpul din mijlocul drumului de la Voivodeasa. Da, nici de problema cu apa și canalizarea. Deci nu l-am auzit. Deci asta este marea... Deci marele meu semn de întrebare. Eu aș spun, bă, ok, cum l-ai făcut, tăticu? Deci asta este un atentat la viața mea. În general, generic vorbind, da? Lăsând explicațiile mai departe, unde a fost și mai departe... Deci ăsta este un atentat. Pe mine mă interesează autoritatea statului, care este local, primăria, după aia mergem la Consiliul Județean, prefectură, deci trebuiau să găsească soluția ca acel polițist de la rutieră. Nu? Deci primul polițist de la rutieră care trecea pe acolo trebuia să rezolve problema cum a rezolvat-o în centrul Sucevei, când niște nesimțiți nu au, pentru că așa sunt cei care trebuiau să facă un lucru și nu l-au făcut, să asigure semnalizarea lucrărilor de acolo. Nu? A venit polițistul,
frumos, amenda și la revedere. Același lucru și aici. Și acolo avem post de poliție, avem poliție locală și mai departe. Primul polițist de la rutieră care vedea acest lucru, la domnul primar, bună ziua, chitanțierul. Azi, mâine până când rezolvă problema, nu? Problema. Așa ar fi fost așa într-o țară normală, numai că nu. De asta spuneam că autoritatea nu se implică absolut deloc. Pe autoritate nu interesează. Ea vine și spune, da, mamă, ce chestii facem, drege și așa mai departe, ne-am implicat, facem. Și când se întâmplă așa ceva, autoritatea e undeva așa. Pitită, sub masă și spune, eu, dar eu n-am nicio treabă, nu eu. Nu eu, dar cine? Habar n-am. Hai să vorbim, creatorul poate, deci eu nu. Stâlpul ăsta, dacă îl întreb pe primar, o zică, bă, dar nu eu, eu nu. Bă, dar și mă afiș, ca să spun așa. E ok, e unul, nu mă interesează cine. Dumnezeu, nu habar n-am cine. Întrebarea mea e simplă. Acolo s-a turnat beton. Că beton mi se pare că dacă nu cumva, după ce văd eu, după dungile alea, parcă e beton arată, nu asfalt neapărat. Acolo cred că s-a turnat. Beton, asfalt, ce-o fi fost beton, acolo, da? S-a făcut lucrare. Bă, stâlpul ăla n-a crescut din beton. Adică nu l-am lăsat mâțățel în beton, știi? L-am acoperit și el o ițit cap așa, știi, din beton și s-a făcut un stâlp frumos și gașca și cu firii. Adică povestea asta toată era acolo. Băi, gândiți-vă, e pe principiu mă lași? Gândiți-vă la voievodeasa acolo, sună de altfel extrem de frumoasă când se îmbată caie. Știți, bă, dar stâlpul care e pe acum? Stâlpul face parte din peisaj, îți dai seama, dar cum? Când coboară sau când urcă la munci, bă, ce să vorbim? Adică despre asta discutăm, da? Un drum, că e betonat drumul, da? Un drum care se deservește o localitate, drumul ăsta la care ne uităm noi acum, este în Suceava. Nu în altă parte. Să nu credeți că nu l-am adus undeva din Austria, din Germania, da? La care tot ne aportăm. Din Suceava. La voievodeasa. Bravo! Bravo, domn primar! Super tare! Cel mai tare din parcare. Uite că, să știi că am cheltuit ceva bănuți, dar până am vorbit de bănuți de cheltuit, neapărat trebuie să iau publicitate și să-mi iau haina pe mine, că am un fric de nu-mi văd bine. Deci, în partea a doua ne vedem decât cu hăinuța în spate. Până atunci să vă dau niște repere pentru 4 ianuarie, așa, decât de-a lungul timpului. 1643 s-a născut fizicianul, matematicianul și astronomul englez Newton. Isaac Newton, iar 1809 s-a născut pedagogul francez Louis Bray, inventator al aparatului Bray, 1929. S-a născut regizorul italian Sergio Leone, iar în 1947 a apărut primul număr al revistei Der Spiegel. În 1948 Birmania și-a proclamat independența față de Marea Britanie, iar în 1954 a început din viață Elena Farago, poetă simbolistă. Cam atât, ne reîntoarcem după un pic de publicitate, o sfert de oră, revenim.